Doamnelor și domnilor, aplauze pentru invitatul nostru din această seară, Gabriel Gheghe. Așa, continuați cu aplauzele pentru juriul nostru și pentru public, pentru oamenii de la tehnic care au făcut a câta ediție asta, o grămadă ediții de Ai Umor. Nu știu dacă oamenii de acasă înțeleg cât de important e Ai Umorul și cât de mult bine face, nu doar nouă concurenților, ci și în general. Eu aș vrea să-i mulțumesc câștigătoarea din sezonul trecut, Irenei Boclincă, pentru că împreună cu o grămadă de alți concurenți a făcut un spectacol caritabil pentru Bursa de Fericire, primul spital pentru afecțiuni oncologice. Și pentru că mulți dintre oamenii care se uită la televizor nu înțeleg că stand-up-ul e mult mai interactiv atunci când se întâmplă într-o sală de spectacol, însă asta o să am nevoie de ajutorul vostru din sală. Voi, în primele rânduri, în spate, nu vă agitați cu aplauzele, că de la o vârstă cu artroza să nu apară accident. Eu m-am logodit acum câteva luni și e ok, nu trebuie să... Nu am nevoie de păreri. Am prins curajul ăsta după ultimele două ediții Ai Umor. După ce te cerți cu chelul de două ori, nu te mai sperii nimic în viață. Așa că am cerut-o în căsătorie, dar acum am început să mă panichez un pic, că tot apar știri pe internet că în România una din patru căsnicii se termină în divorț. Știați asta? Ci restul în sicriu sau ce? Dar eu aș vrea să întreb femeile din sală care ar fi secretele, că eu vreau să meargă relația asta. Care sunt cele mai importante trei lucruri ca să meargă o căsnicie? Și aici vorbesc cu femeile, nu cu bărbații, că bărbații habar n-au. Nu mă credeți? Verificați. Treziți-i noaptea din somn și întrebați-i de câți ani sunt acolo. Păi noi ne interesează. Atât. O să vedeți privirea aia panicată. Zi. Nu știu, sunt îmbrăcat curat, am mâncare, mai stau. Așteptările bărbatului sunt minime. Femeia, ea știe cum să facă o relație să meargă. E ca un bijutier. E ca un ceasornicar elvețian care umblă rotițele. Nici nu știi că ai rotițele alea. Nu pleci nicăieri. Păi avem copii, avem rate. Unde să pleci? Stai aici. Relația merge, așa că fetelor, ajutați-mă și Delia, dă-le un pic de curaj femeilor din sală. Spune, nu, spune tu care ar fi cel mai important. Toleranța, ți-am zis mai devreme, nu mai vedem că nu înțelegem ce nu... Imediat, după ce o să vorbești... Toleranța, ți-am zis mai devreme, dar toleranța, mai auzit, cel da. Mai important lucru, pe primul loc. Ok, va ajuta Delia, pe locul 2, ce ar fi acolo? Ea mereu are dreptate, bănuiesc că asta ar fi tradus în comunicare, nu prevocabul. Ok, am înțeles. Și în spate, o doamnă din spate acolo. Haideți, doamnă, cu experiență de viață, ajutați-ne. Pe locul 3, ce ar fi? Cred că a zis răbdare. Răbdare. Asta e, comunicare, toleranță și răbdare. De nu se mai f*** nimeni în casa asta. Dar numai, domnule Timpi, atât de multă toleranță, comunicare, răbdare, când să mai faci? Să zici, pleacă, deci du-te la altă, dă-te f***, nu vine la mine cu chestiile astea. Eu cred, sincer, că sexul e pe primul loc. Chelu, ești de acord cu mine? Nu sex. Sexul e un f*** mai prost. Am înțeles. Mihai, sexul pe primul loc? Empatia sufletească. Empatia sufletească. Am înțeles. Tu vrei empatie sufletească, Chelu vrea f***. Delia, ești fix între empatie sufletească și f*** în această seară. O poziție foarte sensibilă. Eu cred că sexul e pe primul loc și comunicarea pe locul 2. Dacă le ai pe astea două, nici nu mai ai nevoie de altceva. Bine, sunt multe femei care le amestecă. Le știți pe alea cu comunicarea în timpul sexului? Le știți? Alea când bărbatul când face sex are un singur gând, că e credincios, că e ateu, că e agnostic, se roagă, e Doamne, mai ține-l în viață, 2 minute. Mai lasă drapelul arborat. Și când se uită sub el, e o femeie care simte nevoie de comunicare. Acolo mâine, bine, vine mama în vizită, trebuie să picuri acolo la baie, trebuie să schimbăm țeava aia. Ai văzut că hurul și frigiderul, trebuie să schimbăm freonul și alun copilul Adidas, te luăm Adidas la copii și deci, taci o leacă din gură! 2 minute! Știi gestul ăla romantic când ei fac dragoste în filme și el îi face... Oh. Ăla nu-i romantic, e taci o leacă din gură. 2 secunde. Și când am deschis capitolul filme, eu fac parte în cea mai proastă categorie de oameni. Eu dacă mă uit la un film, filmul ăla mă afectează un pic. Trage așa o patină peste mine. Ies de la film, ați văzut ăla cu Spartanii 300? Bă, la filmul ăla, eu când am ieșit, eram așa un pic mai dur. Te-ai uitat, Mihai, la film? Cred că da. Cu spartanii. Ăla cu This is Sparta. Bă, când ieșeai de acolo, așa merge cu piciorul pe stradă. Vine un coace. Am fost recent la ăsta, bă, Fast and Furious, ultimul, 7, 8, nu știu cât dracu s-au mai scos. Bă, bărbaților, ați fost la filmul ăsta cu mașini? Ia uite, șoferi adevărați. Eu când am ieșit de la filmul ăsta, organismul pompa adrenalină. Eram, îl caut pe unul, fac o liniuță cu el, zic. La semafor, Dumnezeu mi-a scos în cale un băiat. Lângă mine e un seria 7. M-am uitat la el, zic, te omor.
el din seria 7 nu simțea amenințarea de la Skoda Octavia. S-a uitat așa la mine, era un băiat cu o Skoda ruginit. Eu eram pregătit de rally, înainte să plec, am tras și centura din dreapta ca să o prind în X, cum am văzut eu la televizor. Îmi făcusem și planul în cap, am zis, când se pune verde la semafor, direct butonul de nos îl dau și îl nenorocesc pe fraier. Bă, când s-a făcut verde, ăsta a plecat, era la vreo 800 de metri în fața mea, m-am uitat la buton de nos în Skoda, n-au montat. Așa că am apăsat și eu pe avarii, măcar să se aprindă ceva. Pentru că băiatul cu BMW-ul nu știa că viteza luminii e mai mare ca viteza BMW-ului și prostul ajunge acasă, pune capul pe pernă și o să vadă avarile de la Skoda în spate. Trebuie să-l faci psihologic. Fetelor, voi mergeți la filme? Ați văzut vreun film din seria 50 Shades of Grey? Ați văzut? Da. Multe dintre voi ați intrat la filmul ăla, gospodine, creștine adevărate, și când ați ieșit erați un pic mai... Dar nu mă duc eu acasă, iar arăt-o lui cum se face. Asta e, filme te influențează. Bine, la asta cu mașinile nu sunt de acord cu oamenii care își tunează mașini ieftine. Bă, dacă ai o mașină ca lumea, ți-o tunezi. Am văzut, Mihai, că ți-ai tunat mașina superb arat. Foarte frumoasă. Dar nu e o mașină ieftină aia. În schimb, am avut spectacol în Brăila recent și pe lângă mine a trecut un băiat cu un Volkswagen Lupo. Știți mașina? Delia, știi Volkswagen Lupo? Am avut Volkswagen Lupo. Lupo, clasicul motor 1.0. Eu cred că numele motorului a fost dat scorul în caz de accident. Accident 1, supraviețuitor 0. Genul de mașină la care nu te asiguri când depășești dacă vine ceva din față. Te asiguri dacă nu bate vântul. Hai, viața are prioritate, dă-i înapoi. Și băiatul ăsta avea un Volkswagen Lupo, dar nu era orice fel de Volkswagen Lupo. Îl tunase, îi montase în spate un spoiler sau un eleron, că se mai face confuzie între ăla care să țină mașina lipită de pământ. Că dracu s-a mai întâmplat ca un Volkswagen Lupo să decoleze din când în când de pe stradă. Eu nu cred că l-a pus pentru asta. Eu cred că l-a pus pe sărăcie. Când rămâne omul fără motorină, ridică frumos eleronul pe linia tramvai și merge cu el electric. Ne scurcăm. Așa că nu vă tunați mașini de... Nu vă tunați mașini de... Revenind la această relație în care am intrat cu tot sufletul și cu toată puterea și cu toată inima, mi-am dat seama că sunt lucruri pe care noi, bărbații și femeile, le vedem diferit. Care ar fi cel mai important de ele? Poate să fie și umorul, să știi, de multe ori, poate să fie și șofatul. Sunt multe, orice poate fi văzut diferit. Ideea de sinceritate. Sinceritatea. Ideea. La bărbați e mai mult idee. Așa. Da, eu cred că latura asta sexuală e cea mai importantă. Sunt cei mai diferiți aici. Sunteți de acord cu mine? Nu neapărat. E un domn care și-a adus aminte acum. Da, bă, cum era aici? Ce vremuri, bă, băiatul. Comunicare e diferită. Aici comunicăm altfel. Bărbații comunică mai direct, femeile abordează limbajul ăsta paraverbal foarte mult. Eu am intrat în contact cu limbajul paraverbal de când eram mic, de la mama, tot femeie și ea. Când era mic, familie de oameni săraci, de sărbători, mama scotea singurul platou cu prăjituri din anul ăla. Mă duceam bucuros și luam o prăjitură. O mâncam. Când întindeam mâna după a doua, oriunde ar fi fost în casă, apărea ca un uliu. Lasă-o jos. Vrei să faci diabet? În schimb, când mergeam în vizită la câte o rudă sau ceva, bă, se purta altfel cu mine. Mă duceam la o mătușă, scotea aia platouă cu prăjituri. Mă duceam, luam una, o mâncam, o luam și pe a doua. La a treia întrebam, mămică, poți să mai iau o prăjitură? Ce mai ia, mamă, dacă ți-e poftă? Și auzeam când spune să mai iau, dar parcă când spunea, las-o jos, că te nec cu glazura aia. Dar știam că nu poate să mă bată, că erau oameni de față, așa că mestecam în fața ei. Era mămică, vrei și tu? S-a enervat aici, nu că îi se umflau venele pe gât, îi se umflau capilarele pe lângă vene. A cedat și, hai acasă! Am plusat și eu aș mai sta. Mare greșeală, că s-a apropiat de mine și mi-a aplicat ceea ce eu nu știam că există pe vremea aia. Am vărzit mai târziu în serialul ăla, Xena, Prințesa Războinică, dacă îl mai țineți minte. Că a venit lângă mine și nimeni din casă n-a văzut nimic, dar mi-a aplicat violența ninja. Zice, mamă, dacă tu vrei să mai... Nimeni nu văzut nimic, eu eram paralizat, eram... Nu mai stau, mă, că nu mai... Nu mai stai acum, ce mai scut de râs. M-a scos din casă cu un cărucior de butelică, nu puteam să mai merg. Și la vârsta de 5 anișori am simțit pe pielea mea limbajul paraverbal. De atunci am zis, fii atent ce spune un om, mai ales o femeie, că nu tot timpul îți spune ceea ce vrea să-ți transmită cu adevărat. Corect, fetelor? Și tăcere e un răspuns. Cel mai mult iese în evidență limbajul paraverbal de la o femeie care te sună să-ți vândă ceva. Am abonament la... Și la... După 2 ani de zile când îți expiră abonamentul, atunci simte interes pentru client. Atunci te sună departamentul de fidelizare. De obicei ridici receptorul și o femeie. Știți femeile alea cu vocea aia de vânzări?
care ridica și alo. Ești, da, doamnă, ce aveți, cumpăr? Numele meu este Andreea și vă sunt din partea România. Cel puțin asta e în capul tău prost de bărbat. Există, nu de că există femei de genul ăsta care au voce. Ați ascultat și voi, femei care au voce și te sună pe un platou de filme porno de la... Eu am o teorie personală, eu cred că există femei care pot provoca o erecție și unui om care a murit. Eu pe astea le-aș pune bocitoare la mormântări. Când moare bunică mea, să fie bunică mea tristă, două bocitoare standard, alea cu... Și lângă să fie Andreea de la... O să fie... Aoleu... Cum s-a dus Nea Gheorghe... Și o să vedeți babele căzând în genunchi, toate plânse, o să fie... Doamne, pleacă sufletul, pe acolo pleacă la bărbați, cu asta a gândit toată viața, pe acolo ia Dumnezeu și sufletul. Și oameni buni, mă înclin în fața voastră și vă mulțumesc frumos, a fost un public absolut genial! Regret.